Înțeleg că sunt așteptări. Ne-am dorit să cerem o autorizație de construcție pentru agrement. Nu avem proprietatea asupra terenului. Pentru orice autorizație de construcție trebuie să atașez un document care se numește extras de carte funciară, prin care tu faci dovada proprietății. Ori astăzi nu-și mai permite nimeni să se apuce să emită o autorizație, fiindcă vedem cu toții ce s-a întâmplat cu cheșcul de la Spitalul Județean. Ori nu ai proprietatea asupra agrementului. De asemenea, trebuie lămurită situația juridică pentru clădirea de la Olimpia. Și acolo, o parte este a noastră, o parte este a primăriei Brașov. În urma acestui schimb, cred că putem să reglementăm din punct de vedere juridic măcar o parte. Și atunci, agrementul poate fi preluat de către primăria Brașov. Ni se dă casa sfatului, care trebuie de asemenea pregătit un proiect, fiindcă este monument istoric clasa, dacă nu mă înșel. Și atunci va trebui să luăm aviz de la Ministerul Culturii, să începem o reabilitare a acestei clădiri, fiindcă acolo funcționează Muzeul Județean de Istorie. Iar pentru Olimpia există două direcții pe care eu îmi doresc să merg. Partea de clădire să fie transformată într-un muzeu al sportului brașovean și să fie în subordinea Muzeului Județean de Istorie, fiindcă sunt foarte multe exponate și într-una dintre ședințe va veni și din PPN și vom prezenta exact modul în care vom organiza și amenaja acolo. Și în felul acesta se vor muta și putem să mai ducem alte direcții. Este direcția de drumuri, să o duci de pe Caterin, poate să o aduci aici, iar acolo să-i dai destinație de parte de turism cu Convenția Carpatică și cu alte activități care vor fi acolo, pe Caterina Varga. Iar terenurile de tenis, există două variante. Există o hotărâre sau un proiect de hotărâre prin care Clubul Brașovia și Clubul Dinamo Brașov și Palatul Copiilor, deci toate cluburile școlare, să fie date Consiliilor Județene. Și atunci, împreună probabil cu Clubul Dinamo Brașov, care are și secție de tenis de câmp, să găsim o formă în care ei să administreze această bază. Iar altă variantă ar putea fi împreună cu Federația Română de Tenis, am discutat și cu domnul Costac, ca să creăm un centru de excelență în parteneriat cu Primăria Consiliului Județean și Federația Română de Tenis pe partea de tenis, în care tot ei să administreze după modelul Complexului Olimpic de Sportul de Iarnă de la Brașov. Adică o formă asociativă între federație, care este în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, și primărie, care poate veni cu sprijin, știu, pe partea de cazare pentru cei care vor face parte din copiii buni care vor fi în cadrul acestui centru. Deci, ca și viziunea acestei lucruri. Sunt niște priorități pentru anul următor. Da, sunt priorități și anul acesta. O parte dintre ele le vom realiza și anul acesta. Deci, după ce vom face procedurile de evaluare, vom face acest schimb imobiliar, vom intra în casa sfatului ca și proprietar și postă ca atunci când se începe reabilitarea și să restaurarea, de fapt, a clădirii. Primăria se poate ocupa să redeschidă complexul de agrement, iar partea cealaltă, la modul acesta, am văzut ca și... Și pentru județ? Astea sunt în municipiu. Pentru județ? Pentru județ, prioritățile noastre acestea sunt. Pe partea de drumuri, am spus care sunt drumurile și pentru o parte dintre ele am elaborat studii și proiecte și începem depunerea de proiecte. Pe partea de aeroport, practic, nu știu, ce așteptări trebuie să fie. Fiindcă, din păcate, pe zi de ce vedem că avem tot mai puține resurse financiare. Multe dintre proiectele autorităților publice locale sunt finanțate direct prin programe guvernamentale. Este Programul Național de Dezvoltare Locală. Deci, practic, dacă ne raportăm la apă, canalizare, știu, drumuri comunale, reabilitare, școli, grădinițe, mi s-au luat nou din atribuții și, practic, nu avem posibilități financiare de a... Urmează să inaugurăm și cetatea de la Feldioara tot în anul acesta. Este un alt obiectiv care a fost realizat pe fonduri de la Consiliul Județean. Înțeles că e numai septembrie, că prima spunea iunie. Da. Pe zona de deșeuri, pe zona partea asta? Pe zona de deșeuri, mâine se va prezenta DIGABA la București și vom avea o întâlnire la Ministerul Mediului. Pregătim un proiect pentru
tot ceea ce înseamnă deșeuri. Știți foarte bine că la începutul anului bugetar am alocat bani pentru închiderea gropilor care sunt neconforme, iar în prezent, prin Asociația de Mediu care o avem, unde sunt întâlniri și de două ori pe săptămână, se elaborează acest proiect de gestionare integrată pe partea de deșeuri.